Economia Rusiei este deja îngenuchiată și asta se vede în viața de zi cu zi. Schimbul valutar, cine dorește să schimbe ruble în euro sau în dolar, trebuie să plătească un comision de 30%. Analistul economic Adrian Negrescu este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu, vă mulțumesc mult. 30% pentru a schimba valută la Moscova e ceva absolut incredibil, dar sunt consecințe consecințe care sperăm până la urmă să-l convingă pe Putin să abandoneze această nebunie în care a intrat lumea de mai bine de o săptămână încoace. În cât timp putem vorbi despre un fel de copleșire economică a rușilor? Încetare de plăți e cuvântul, da. Încetare de plăți, da, eu m-am exprimat mai poetic. Da, 30% comision dacă găsești valută la casele de schimb din Moscova, pentru că mă uit pe site-urile internaționale și văd că, într-adevăr, marea problemă e că nu mai au valută la dispoziție în momentul de față. De ce? Pentru că toate lanțurile financiare sunt blocate în momentul de față. Toți investitorii care mai aveau o brumă de valută în Rusia le țin această valută, astfel încât populația nu are de unde să mai cumpere valută. Asta dincolo de faptul că văd că prețurile au crescut cu 60-70% de la o zi la alta, ceea ce cumpărau ieri cu 70 de ruble, să spunem, un litru de lapte, astăzi cumpără cu 120-130 de ruble și această situație se va accentua pe zi ce trece, pentru că toate aceste restricții internaționale afectează puternic economia. Rusia e un gigant cu picioarele de lut. Deci eu estimez că în maxim o lună de zile economia va intra în incapacitate de plată, cu toate rezervele alea valutare de 650 de miliarde de euro cu care se răuda Putin și care sunt blocate acum în afara țării. Prețul petrolului a atins astăzi un nou maxim istoric. Aici poate exista vreo frână? Doar dacă țările OPEC, adică țările producătoare de petrol, vor interveni în piață, dacă Iranul își va crește capacitatea de producție, au venit deja cu 1 milion de barile de petrol, dar e nevoie să suplinezi producția din Rusia cu mai mult petrol. Numai că țările OPEC, din punctul meu de vedere, joacă la șantaj în momentul de față. E interesul lor să facă cât mai mulți bani din petrol, cum au făcut-o și în perioada de pandemie. Deci mă aștept ca prețurile să crească în continuare, prețul petrolului să crească, să ne ducem spre 120 de dolari pe baril. Și ce va însemna asta inclusiv pentru români? Păi o creștere a prețului la pompă. Asta mai cu seamă că la noi, pe lângă creșterea prețului la baril, adică scumpirea petrolului, noi avem și problemele noastre interne. Scumpirea electricității, a gazelor naturale, a costurilor de operare, a tuturor benzinăriilor care s-au triplat în ultimele două luni. Deci s-au adunat cam toate relele din punctul ăsta de vedere, iar la pompă vom plăti, e probabil ca în zilele următoare prețurile să treacă peste 1,5 lei pentru benzina și motorina premium. Peste 8,5 lei în zilele următoare. Doamne, ce previziune! Dar este foarte posibil, după cum spuneați, analizând toate aceste condiții, să aveți dreptate. Câștigă cineva de pe urma acestor sancțiuni pe care Rusia le are de suportat? Speculatorii, în principal. Ei sunt cei care lucrează în momentul ăsta de față activ în piața valutară, încercând să speculeze, inclusiv în România. Vedeți că la casele de schimb valutar găsește euro cu aproape 5 lei, 5,3 lei. De ce? Pentru că toată lumea încearcă să speculeze. Speculatorii pe piațele valutare, pe piațele de acțiuni. Vedem la bursa de la Londra, Gazprom, perla coroanei Imperiului Rus, ca să zic așa, a scăzut cu 85% și cineva la un moment dat așteaptă ca să cumpere acțiuni la Gazprom. Deci toți cei care speculează pe prețul petrolului, pe prețul gazelor, pe cei care speculează pe prețul alimentelor, care s-au scumpit incredibil de asemenea în ultimile zile, vor avea de câștigat. Cineva pierde, populația în principal, companiile care aveau expunere pe Rusia în relația cu Rusia și din păcate cam toată lumea, pentru că valul ăsta de inflație generat de aceste restricții și de acest război din Ucraina ne va afecta pe toți, de la persoane fizice până la companii. Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru cei care ar vrea să securizeze ceva în aceste zile? Sunt vremuri în care ar trebui să ne ținem economiile în lei, în euro. Cum ar fi cel mai bine?
Cred că diversificarea rezervelor e esențială, adică să ai și niște bani în euro, să ai și în dolari, pentru că dolarul se apreciază foarte mult în această perioadă, dar să ții și banii lei, pentru că leii până la urmă sunt cei care îi cheltuim în România. Deci să avem grijă cu banii, să ne punem niște bani deoparte, pentru că facturile la energie și gaze vor continua să crească, în ciuda compensărilor, plafonărilor impuse de autorități. Ne va costa din ce în ce mai mult carburantul, ne va costa din ce în ce mai mult cumpărăturile la hipermarket, așa că trebuie să avem niște bani puși deoparte. Cum reușim să facem rost de banii ăștia? Aici depinde de fiecare. La ce poate să renunțe, la ceea ce este dispus să facă sacrificii și cred că pentru mulți dintre români, din păcate, ideea de a merge în vacanță în 2022 a dispărut, a fost ștersă de pe lista de aspirații pentru acest an. Da, previziuni sumbre, autoritățile germane au confirmat.